Legea Seratii rămâne personalitatea. Omul care a realizat personalitatea înseamnă carte, înseamnă operă, înseamnă rezultat, înseamnă eficiență. Magia Seratelor Muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni Radio TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. Anul acesta l-am comemorat la 2 decenii de la plecarea sa dintre noi. Continuăm seria emisiunilor sale cu o reverență care nu este niciodată îndeajuns. Memoria sa stăruie în amintire prin mărturisirile emoționante ale celor care l-au cunoscut și admirat. Ce era foarte impresionant în emisiunea lui Iosif Sava era devoțiunea lui față de ceea ce el numea marea cultură, marea muzică. Avea o simplitate în a declara sau în a exclama, cum făcea adeseori, Beethoven. Când spunea lucrul ăsta, erau două lucruri care te marcau. Pe de o parte era sentimentul puțintel ridicol, cum poți să vorbești așa puțin cu tremolo despre o mare personalitate. Și în același timp era simplitatea admirației lui, pentru că nu era o afectare culturală. Era realmente o devoțiune, o încântare și simțeai asta o recunoștință enormă pe care acest om, Iosif Sava, o avea față de mari creatori. Venea Iosif Sava cu un tip de devoțiune față de marile valori care te sălta, te trăgea puțin de chică și te ridica deasupra noroiului. Nu era deloc evaziune, era o restituire a unei bune situări față de marile valori ale omului. În această seară, la Seratele Muzicale, invitatul lui Iosif Sava este Dinu Săraru, director al Teatrului Mic în perioada de glorie a acestei instituții și societar al Teatrului Național. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Dinu Săraru se numără printre cei mai apreciați publiciști, dramaturgi și scriitori români contemporani. Bună seara, stimați iubitori ai seratelor televiziunii. Suntem în studioul Alfred Alexandrescu, al radioului de astă dată. Avem drept invitat pe Dinu Săraru, scriitorul, organizatorul de viață culturală, criticul de teatru, făuritorul de gazete Dinu Săraru, născut în Slătioara, fiul de învățător comunist, fiul unui sat de care nu s-a despărțit, fuge mereu spre Slătioara. Acolo a scris și ultimul roman care a apărut, Iarna Vântului. Acolo a scris și Clipa, și Dragoste și Revoluția, și acel excepțional roman care s-a numit, se numește Niște Țărani, care nu va putea fi contestat de niciun critic al prezentului și viitorului. Dinu Săraru, elev la Râmnicu Vâlcea, la liceul La Povare, mi se pare, după aceea la Mihai Viteazu, după aceea student al Facultății de Ziaristică în București. Dinu Săraru, care a petrecut câteva luni la Canal, dar a fost în același timp și șef de secție la Scântuia Tineretului și redactor șef la televiziune, a lucrat și la Luceafărul și în 1979 a fost și membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Român, ales la cel de-al 9-lea Congres. Dinu Săraru, prețuit și contestat deopotrivă, gravitând în jurul său oameni care îl iubesc, dar și foarte, foarte mulți dușmani. Dinu Săraru, a cărei biografie este încărcată, aș spune eu, de superstiții, cum nu este a multora dintre noi. Dinu Săraru, care a condus la un moment dat un teatru, care a fost, cred eu, într-o anumită perioadă, cel mai mult teatru al țării, prin puterea sa de seducție înainte de toate, prin curajul repertoriului. Dinu Săraru, care a făcut permanent cronică teatrală. Dinu Săraru, încărcat, spuneam, de prejudecăți. Dinu Săraru, care este un om de cultură, în casa căruia, așa cum fac de obicei o vizită interlocutorilor mei,
pe parcursul zilei de sâmbătă, am văzut 40-50 de picturi de mare gust, de care una singură era donată de Vasile Grigore, cu care este prieten, dar restul erau mari reprezentanți ai gândirii plastice contemporane. Din Zăranul, în casa care am găsit ieri, spre surprinderea mea, 5.000 de discuri de muzică simfonică. Și știam că niciun mare spirit nu poate scrie romane de asemenea consistență fără a asculta muzică, chiar dacă nu vorbește de muzică și chiar dacă nu vorbește în sala de concert. Dinu Săraru, un om căruia personal îi datorez foarte mult, pentru că într-o perioadă foarte grea, la 6 ianuarie 1985, când televiziunea a fost redusă la 2 ore, când mi s-a spus că de muzica mea nu e nevoie în televiziune, când Ateneul mi-a fost închis, când muzicienii nu m-au ajutat, Dinu Săraru mi-a deschis teatrul mic, mi-a oferit săptămână de săptămână posibilitatea, ca sub genericul paralele literar-muzicale, și mai târziu am întâlnit, să spun, chiar serate muzicale, deși o sabia lui Damocles plana nu numai asupra mea, ci în primul rând asupra directorului teatrului, fiecare întrunire noastră fiind stenografiată, organele de represiune în fiecare marți dimineață îi aduceau o notă informativă și Dinul Săraru lua apărarea acestor întruniri, care au însemnat, cred eu, foarte mult pentru dezvoltarea artelor în acel timp. Dinu Săraru a cultivat o viață întreagă, aș spune eu așa, un spirit galilean, un adevăr dublu. Istoria va vedea dacă a avut sau nu a avut dreptate. Domnule Săraru, haideți să luăm puțin metodic de la biografia cu care eu am început. Ce a însemnat slătioara asta pentru dumneavoastră? Trebuie să vă spun că de când m-am născut și până când stăm noi acum de vorbă, pentru mine slătioara reprezintă exact șansa mea de supraviețui. Nu e numai un reper, este izvorul existenței mele. N-aș putea să nu am sentimentul că mă duc la slătioara. De altfel, trebuie să vă spun că am venit în București în 1947 și până azi, când stăm noi de vorbă, eu mă aflu la București tot timpul ca la internat. Abia aștept să ajung în vacanță acasă la slătioara. Sunt acasă numai la slătioara, trebuie să vă spun foarte sincer. Mi-am amintit că eram la Washington anul ăsta, nu anul trecut, pardon, și ambiția mea cea mai mare era să mă întorc, să primul drum să fac la Slătioara. M-am și dus a doua zi la Slătioara, ocazie pe care a dispărut și universul românesc. Atât am lipsit. Da, mă rog, așa e istoria. Pentru mine Slătioara este universul literaturii mele. Dar președinția. Da, sigur că da, dar reprezentez iar universul românesc. A fost o călătorie extraordinară. Mi-am dat seama cât de departe suntem la Washington de Slătioara și cât de departe este viața Slătioară de lumea civilizată. Cât mai avem până acolo. În sfârșit, cred că... Dar la Washington poate să-mi fie dor de Slătioară. Da, mi-a fost. Era o lună la Washington ca la Slătioară. Vă dau cuvântul meu, doamnă. Este universul care m-a născut pe mine, care m-a făcut să gândesc, care m-a făcut să cred, care m-a făcut să sper, care îmi dă încă șansa să sper, deși este extraordinar de greu să sper în momentul de față, sau mie mi se pare foarte greu, mă lupt eu cu mine ca să pot să sper. Dar ce înseamnă speranța pentru reprezentantul Slătioarei la București și Washington? Speranța înseamnă sentimentul ăsta de a putea crede că există ziua de mâine favorabilă. Noi trăim un moment de neliniște, de neîncredere, de, cum să vă spun, să nu spun disperare, dar în orice caz de incertitudine, este cumplită. E mai bine să fii disperat decât să ai incertitudine. De când ești disperat, știi că nu mai există. Când ai incertitudine, tot mai crezi că se întâmplă ceva. Din păcate, eu viu de la Slătioara acum 2 săptămâni, am trecut și pentru un accident nefericit, dar nu despre asta e vorba. Mă gândesc la țăranul român care trăiește astăzi ca aproape cu 50 de ani în urmă, din foarte multe puncte de vedere. Stă la coadă la pâine, n-are zahăr, copiii n-au mâncat o bomboană. E încă o dramă, să știți, li s-a dat pământul, dar n-au sapă, n-au tractor. Au reînceput să se omoare pentru pământ și în același timp să-și dea seama că nu-l pot munci. De altfel, cartea la care scriu acum se numește Crimă pentru Pământ, e a treia din trilogia țărănească. Crima asta pentru Pământ, pe care o descriu eu, s-a petrecut în ziua de 25 martie 1990 în comuna Glăvile, la Dracul Prazii. Nici nu credeam eu, care sunt din zonă, că e o lume mai sălbatică și mai uitată de Dumnezeu ca acolo.
și a fost prima crimă pentru pământ petrecută în România după ce s-a dat pământul țăranilor înapoi. A fost o perioadă când li s-a luat pământul, a fost o perioadă când pământul a devenit pentru țăranii o străinătate, în sensul că ei au devenit străini față de el și acum a reapărut lăcomia pentru el în forme dramatice. Și, din păcate, lăcomia asta, care ar putea să fie sănătoasă, morală, înaltă, renăscătoare, nu e sprijinită de nimeni. Se vorbește atât de mult în Parlament, în gazete, peste tot despre țăran, nimeni nu se duce acolo să vadă cu ce se confruntă acest biet țăran român. Dar, eu cred încă, vă spun, că soarta acestei țări nu depinde de țăran, că țăranul începe să intre în legendă. V-am mai spus eu dumneavoastră asta și rămâne apanajul literaturii mele sau celor care mai cred că mai pot scrie o literatură cu țăran, deși este o lume extraordinar de interesant. Șansa acestei țări e urbanizarea, dar șansa acestei țări e pământul. Și acest pământ are nevoie de lucrători, care vor fi țăranii de acum 50 de ani sau lucrătorii pământului, ca în America, fermierii, dar ăștia trebuie ajutați, spre ei trebuie să le toarcem, pentru că trebuie să mâncăm pâinea noastră cea de toate zilele, e greu să mănânci pâine turcească la nesfârșit. Da. Dar mai uitiți-mă. Poate despre țărani discutăm mai târziu, poate v-aș întreba și ce-ar gândi, ce-ar scrie Rebreanu la ora actuală despre țărani. Mi-ar place să atacăm și problema raportului dintre ruralism și citadinism, ca problemă fundamentală a secolului, a speranțelor noastre, dar aș vrea să reiterăm acea biografie pe care eu am creionat-o în câteva cuvinte. Tatăl a fost un învățător, învățător comunist, citesc într-o anul. Dacă e singurul lucru pe care trebuie să-l corectez, dar să-l adaug, nu să-l corectez, să-l îmbogățesc din ce a spus noastră, că exact, a fost un învățător țărănist, care la ultimele alegeri, care nu s-a mai ținut, că a desfințat partidele Carol al II-lea, era candidat de deputat de Vâlcea, un partid național țărănesc. Era foarte legat de Ion Mihalache, ca toată învățătorii mea, de altfel Olteană și Munteanu. Trebuie să vă spun că Mihalache a fost la noi în casă și a vorbit țăranilor din balconul casei noastre, că pe mine m-a botezat Dinu Simean, care era lider la tineretul țărănii, de-aia mă cheamă și Dinu Țăr. Dar care, având un cumnat șef mare la țărăniști, dar care a devenit simpatizant comunist, l-a atras după 1939 spre ideea comunistă. Din păcate, l-a murit în 1948. Pe undeva am citit, am auzit că acum există un nou fel de biografie. Nu, eu am decât aceeași biografie, să știți. Dar nici n-am nevoie de alta. Dar țăranul ăsta vine într-un boier, sărarul? Da, e asta adevărat. Asta trebuie spus acum. Asta adevărat. Sunt de 275 de ani în acte și am niște boieri de țară, sărari, chiar eu cred că sunt al nu știu câtele, pentru că primul născut pe linie bărbătească se numește Costandin. Sunt niște băieți de țară care au ridicat biserici, bunicul meu chiar e cu biserica în brațe, în frătioara, că i-a ridicat-o și pe aia, străbunicii și așa mai departe. Au fost mazile, au fost isprăvicei de plasă, au fost amestecați în răscoale, în revoluția lui Tudor Vladimirescu. E o biografie foarte interesantă, n-am eu timp să scriu, care merita să scriu. Dar, da, este adevărat. E adevărat, stimat Dinu Săraru și acel episod la canal. Este adevărat, e rezultatul acestei biografii și dumneavoastră aveți un coleg aici în televiziune și coleg al meu și un prieten bun al meu, un gazetar absolut excepțional, consider eu, din Director general adjunct al televiziunii, în momentele față, care în 1953 a avut candoarea uriașă a vârstei și a venit să mă vadă acolo. Eram la Mediaș și mi-a dus țigări Carpați și s-a întâlnit, m-a adus între baionete, el nu credea că sunt, eram cu un coleg din radio și care era acolo, el era fiul unor liberali care ajunseseră la capul media, eu eram fiul acestui învățător țărănist, fiul de boier și așa mai departe, mă rog, același personaj de care vă spuneam, cu simpatizant comunist, care deținea un rang mare în Partidul Comunist atunci, m-a scos după 3 luni. Dar biografia asta se vede în romanul Clipa, unde toate scenele de lagăr sunt de muncă forțată, pe care sunt trăite de mine și când Vidanile s-a făcut filmul bine cunoscut, că nici de ăla nu mi-e rușine, că chiar e un film foarte bun și Pozorici a făcut unul din marile lui roluri și mi-a părut bine că televiziunea l-a dat la un moment dat, înainte de a muri, cu un moment important. M-am dus la Buftea și l-am așteptat pe Vitalin să reconstituie atmosfera.
Dar stimate din Zăreanu, de la canal ales la congresul al noului membru al CCU-ului, cum e drumul ăsta? E un drum, fire, să știți că eu am intrat în partid, cum bănuiesc ați intrat și noastră, cu speranța că se pot face niște lucruri mari în țara asta. Erau niște idealuri interesante, eu eram copil, credeam că putem răsturna România, că facem, sigur că da. Au fost și momente care m-au entuziasmat, au fost și lucruri pozitive care s-au făcut în România și, care, și la care și eu am participat. Am făcut și o casă de cultură la Slătioara, printre lucrurile care fac biografia mea. Mi-am dat și seama la un moment dat că, de fapt, e o mare deosebire între idealurile în care am crezut și ce se petrece cu adevărat. Am fost și victima acestei treziri, pe semne că scriam fără să-mi dau seama niște lucruri care au enervat. Am scris Forța Prostiei, cum știți, în flacăra lui Păunescu, care a avut curaj să-mi publice. Și de aici a ieșit și eliberarea mea din Comitetul Central. Forța Prostiei, care se termina, dar despre forța ei concretă, în numărul viitor, în minunul viitor, n-a mai apărut Forța Prostiei și forța concretă s-a văzut. Deci eu nu mă reproșez că am crezut în niște idei mari. Eu nu mă reproșez că am, cum să spun, că am crezut cu foarte multă sinceritate. Ca orice om venit de la țară, cred că pot să fac ceva pentru țară. E o formulă asta pașoptistă și cred că mulți intelectuali români au trăit această frenezie a dăruirii pentru țară și este extraordinar de important. Vreau să vă spun că nu-mi reproșez nici măcar compromisurile pe care le-am făcut, le-am făcut conștient. Eram convins că trebuie să fac ceva, să abdic de la mine, uneori să mă calc în picioare, uneori să mor noaptea ca să păstrez o speranță la oamenii care veneau și ocupau sărindarul, cum bine știți, veneau la 4 dimineața cu saci de dormit și așteptau să intre să vadă maestru și Margareta, să îmbrăcăm pe cei goi, să vadă Almurgul Burghez, să vadă Scrisoarea Pierdută, pentru care am plătit mai serios. Domnule Zăreanu, aș vrea să spuneți în ce măsură un om de altitudine intelectuală, morală, are dreptul la compromisuri, în general. Vedeți, discuția asta poate avea loc într-un regim, într-un stat de drept. Și atunci poți să pui întrebările ăștia suveran. Nu suntem într-un stat de drept? Nu, acum. Da, activitatea mea nu se petrecea într-un stat de drept. Și a niciunea dintre noi. Și dumneavoastră a trebuit să faceți concesii ca să păstrați ce ați putut păstra până ați mai păstrat la televiziune, până ați eșuat, ca să zic așa, la Teatru Mic, unde ați făcut o glorie. Și eu recunosc și vă și mulțumesc încă o dată în public aici. Pentru că ce s-a întâmplat în acele paralele literar-muzicale nu s-a întâmplat și sper să se mai întâmple în continuare. Dar iată că trebuia să scriu niște articole care se numeau printre altele și care au circulat extraordinar. Să zicem așa, exploatarea scaunului de către om, eu l-am scris pe asta. Artea de a minți cu importanță. Ce articole scriam? Ce facem cu nimeni sau fals umanism? Artea de a nu contrazice, eu le-am scris asta, da? Între dialog și delațiune. Stați puțin, că vei vedea că e foarte interesant. Trista centură de siguranță, pe care și-o punea toată lumea. Stilul isprăvicel de moșie, pe care îl aveau activiștii. Niște boieri, apropo de niște țărani, că ajunseseră să nu se mai dea jos din mașini și îți vedeți că dacă vă citesc, vă mirați că l-am scris, că eram inconștient. Stați puțin, condiții obiective și indolii, libertate, anchiloza gândirii, vigilența reacționară. Le-am scris atunci, trebuia să le scriu și pe celea. Nu puteam. Și când trebuie să avem dreptul la compromisul de care spuneam? Atunci justificam foarte rău. Acum n-aș avea dreptul la niciun compromis, pentru că e stat de drept. Deși, vă spun o chestiune, toate aceste întrebări se adresează dincolo de Marea Înfuriată, când s-a liniștit furtuna. De ce ai strigat după ajutor către Necai? Și sigur că pe uscat și pe liniște nu strici. Atunci aveam nevoie. Eu vreau să nu să mă justific pe mine. Și nici nu țin să mă... Că pentru ce trebuie să mă reproșez? Îmi reproșez eu mai mult decât alții. Și sunt mai conștient decât alții de erorile mele. Dar totuși trebuie să avem o demnitate. Am făcut ceva atunci, am plătit atunci, conștient, foarte multe lucruri. M-am o singură întrebare în această secvență, da, în care eu vă mulțumesc pentru sinceritate înainte de toate și asta e televiziune, are nevoie de sinceritate. Ne spuneți și unde ați greșit, acum, după 4 ani de meditație. Greșele în conștiință, în atitudine. Nu i-am făcut rău, eu am imaginea greșită. Greșel față de tine, Zăreanu. Țărănească, am imaginea țărănească. Am fost infirm în fața rău. Mi s-a făcut îngrozitor de mult rău. Frunte cu rău, ăla care la 20 de ani m-a trimis.
la colonia Columbia de la Cernavodă, de pildă. Dar și omul ăla 36 și mă văd cu el toată ziua și dau și bună ziua și am ajutat și copiii să ajungă oameni. Cât am putut eu a fost la... Sunt infir greșeli din astea în care să-i domne, am făcut rău cuiva, n-am putut să fac rău. Am venit să mă spornit de pildă să trăznesc pe unul care, într-adevăr, nu numai eu, cred că l-ar trăzni multă lume, nu spiritual, nu zic, unul care are meritul de a fi... de a fi pornit răfuiala asta din țară și de a fi întemeiat-o teoretic. Și omul ăla care mi-a scris pe cărți, așa, omul din Israel, care m-a învățat demnitatea, curajul, omul care a știut să aleagă clipa și să-mi arate și mie. Și... dar n-am putut. Sunt slab. Deci, greșeli care să mi le reproșez până la... am mă duce la eșafot cu ele. Am făcut foarte mult conștient. Să știți că nu m-a chinuit mai mult nimic pe lume decât de dublare. Credeți-mă că m-am chinuit în grăsătoa și nu știam cât să plătesc în compromis sau cum să plătesc mai puțin, cum să nu fiu. Și am fost de foarte multe ori. Ce să vă spun, cât n-am scris eu scrisoare, mă, dar când la adevărul mi-au spus că fac o rubrică acum un an de zile, sau doi ani de zile, pardon, de memoria omagierii, eu m-am dus și m-am dat singur. Și au rămas Stănescu, Cristian Tudor Popescu, Tinu, interzis că eu mi-am dat singur un citat din mine. Cine, sigur că da, a fost foarte greu. Crezi că eu nu-mi dădeam seama ce penibilă situație era să stau de multe ori asta. M-a ținut unul când eram la Luceafăr, în ploaie cu Luceafăr, mă chemase la control pe el. Eu eram secretar general de redacție. El era șef la secția de presă, acuză central, și el sta la vilă sub copertină, ploua mărunt, parcă mă văd și acum, și eu îi întindeam ziarul sub copertină, dar eu stăteam în ploaie să mă plouă. Așa mă ține asta, niște isprăviceri. M-a umilit mult de felul ăsta, m-a umilit și în comitetul central. Și ce puteam să fac? N-aveam cum, am suportat, sigur, pe avea mi le reproșesc. Am suportat umilințe, nu pot să vi le spun acum, și nu numai eu, cred că și alții. Să știți, un om singur a fost demn acolo și, cum să zic, s-a purtat cu mine demn. În general, așa te umileau și te suspectau și... Dom'le, știi ce se întâmplă? Ei aveau o mentalitate foarte ciudată, eu mi-o reprezint toți scriitorii acestea. Omul primitiv se teme de fulgere că nu știe cum să formează. Ei nu știau cum să formează cultura, arta, chestiile, au suspecte. Și nici nu le știau și nici le cunoșteau. Eram redactor șef la televiziune și unul din șefii televiziunii, un personaj extraordinar, care păsesc că era de 500 nemaipământ, dumneavoastră îl cunoște, a murit, nu-i mai dau numele. Eu programasem o piesă la televizor, că aveam acel teatru TV, dacă știi, că fugea lumea pe stradă, marța seara, aveam premiere fiecare marți, și programasem o piesă de Ide Sârbu, un dramaturg extraordinar, o pusese în scenă Tudor Mărescu, piesa era extraordinară, și mă cheamă de acasă să schimb piesa. Cum să schimb tovarășul președinte? Dom'le, trebuie să o schimb. De ce? Nu se poate, trebuie să o schimb. Îl chemați-și pe Vornicu, Vornicu îi explica. Și să dăm ceva, zicea Vornicu, ca să termine. Să dăm un film. Să dăm un film de Lampedusa. Să pentru el Lampedusa era ceva. Cu Alain Delon, Ghepardul nimic, îl trecea apa. Dom'le, 7 Oscaruri, nimic. Să uita la mine, Oscar, Lampedusa. Erau toate mistere, fulgere, care se formau pe capul lui. Nu înțelegea nimic. Dă, domne, altă piesă că trebuie. De ce trebuie să dau altă piesă? Dă, domne, altă piesă. Nu înțeleg, e premiera anunțată. Muream, mă trecuse și pe mine. Apă, Vornicu epuizase toate argumentele și... Dar ce? Uite-o așa. Și era... Piesa se intitula Întoarcerea tatălui risipitor. De Ide Sârbu, premier absolut. Și nu înțeleg de ce. În seara aia se întorcea Ceaușescu din Iugoslavia. Și au făcut o legătură și ne-au omorât pe tot. Sigur că a dispărut piesa. Iată, umilință, iată situații, ce să fac? Da, erați în televiziune. Da, pitoresc talk show-ul de astăzi. Pitoresc, dar dramatic. Da, totuși, domnule Zarul, de ce v-au scos de la Teatrul Mic imediat după Revoluție? Păi... Dumneavoastră, reiterați acum istoria, e foarte... Dar vă interesează? De mine m-a interesat toată lumea, normal. Da. Numai dumneavoastră puteți spune cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Hai să mă lăsați 2 minute. Stimate domnule ministru Andrei Pleșu, asta e scrisoarea pe care am trimis-o domnului ministru Pleșu în 6 ianuarie și nu mi-a răspuns, o 90 și nu mi-a răspuns până azi. Vă rog să considerați această scrisoare, în primul rând, ca pe un act de conștiință venind din partea unui slujitor al ideii de teatru, înțeles ca o tribună a democrației culturale. Iată spiritul care a animat în ultimii 12 ani Teatrul Mic și care, așa cum se știe, a solidarizat un numeros public și spre mândria noastră, tineretul, de la să îmbrăcăm pe cei goi și nebuna din Șaiola, emigranții, maestru și Margareta, copiii lui Kennedy,
Ivona, principesa Burgundiei, Richard al III-lea, Diavolul și Bunul Dumnezeu, Cameristele și până la recent Arta Poeziei, iar în ceea ce privește scrisul românesc, de la Evul Mediu Întâmplător la Murgul Burghez, de la Politica la Mâreala și Niște Țărani și de la Scrisoarea Pierdută la Astă Seară Stau Acasă, cele mai de seamă spectacole ale Teatrului Mic s-au impus prin civismul lor declarat, prin atitudinea lor nouă dată riscantă, prin denunțul conținut în replici, situații, modalități de interpretare, soluții scenografice la adresa dictaturii și lipsei de libertate. Multe din aceste spectacole, cenzurate, analizate la nesfârșit, denunțate și anchetate direct, cum a fost cazul Evului Mediu Întâmplător, al Amulului Burghez, al lui Richard al III-lea, al Scrisorii Pierdute și recent al spectacolului Astă Seară Stau Acasă, au fost considerate oaze de spirit, de spirit liber și nu întâmplător, poeta Ana Blandiana spunea, iată o oază de spirit. Iată, domnule ministru, cât se poate de zgârcit expus o activitate pentru care valori unanim recunoscute ale artei actoricești, regiei și scenografiei românești n-au precupețit cu adevărat niciun efort, devotându-se cu o mare nobleță prestigiului scenei din sălindare, înfrântând, vă rog să credeți, riscuri reale, suportând ca pe o vamă umilința unor compromisuri, fericit să facă să răzbească în luminile rampei vibrația adevărului. Am fost și eu de față la acest bucium, l-am trăit cu toată ființa mea, a fost acest bucium în viața mea. Am fost tot timpul convins și sunt că m-am justificat prin el și prin el în fața conștiinței mele. Dacă vă scriu acum, dacă nu mă pot opri să vă scriu, este pentru că doresc să vă rog să înțelegeți că mi-e foarte greu să accept îndoielile exprimate în ultimele zile cu privire la autoritatea morală a prezenții mele în colectivul Teatrului Mic și că în același timp mi se pare mie moral să nu umbresc prestigiul acestei scene după ce am slujit-o cu atâta credință. Nu mi-a răspuns nici până azi. Iată programul Teatrului Mic, dacă meritam să fiu dat afară, iată ce spune Valeria Seciu, după un an de zile. E foarte interesant. Succesul Teatrului Mic, nimeni nu i-a trecut prin minte să le conteste vreodată. A fost o luptă cu mare de fals, să fim drepți. Fără Dinu Săranu n-ar fi avut nicio șansă în războiile astea. El a stat în față, știa cu cine are de-a face. Cunoștea mașinăria, avea arme necesare, avea cheia codului și a asumat riscul plăcându-i riscul. A câștigat de cele mai multe ori, a plătit desigur cu oameni, a plătit cu oameni și cu el cu noi odată. Ultimul război însă l-a plătit, a trebuit să-l plătească cu sine singur. Da. Da? Și ea spune așa, el m-a primit în Teatru Mic și mi-a acordat de la început acea încredere care îți ușurează drumul. Mi-a dat în felul său autoritar dreptul de a putea fi vedetă într-o vreme când însă și ideea de vedetă era o erezie față de dogma, toți sunt egali. Îi datorez momentul acela de încredere. Am lucrat la Teatru Mic și pentru a justifica acel moment al lui de alegere. Și acum vreau să vă dați voie să citesc lucrul cel mai important pentru mine. Știți că se spune despre actori că făcând în fiecare seară alt caracter nu mai au timp de-al lor. Ceea ce uneori e și posibil. Iată un mare actor, poate cel mai mare actor al țării, se numește Ștefan Iordache. Iată ce declară el în legătură cu asta. Domnul Săraru avea cultul vedetii, m-a preluat ca la ștafetă, a pus biciul pe mine, m-a pus în situații foarte grele, dar extrem de fericite pentru un actor. Maestru și Margareta, să îmbrăcăm pe cegoie, Richard al III-lea, Amur Burgheze, migranții, cerul înțelat. N-a existat director care să-și iubească trupa ca Dinu Săraru. Asta a apărut acum în adevărul. Toți eram copiii lui. Ne certa, ne bătea, chiar la propriu. Ne beștelea, dar ne iubea în felul în care îți dai seama târziu cât de mult te iubi părintele. A creat una din cele mai mari trupe și cred eu, neînțelegând exact, dar văd că se folosește foarte tare cuvântul dizident, cred că dânsul a fost printre cei mai mari dizidenți. Ruptura a fost un moment urât, poate unul din cele mai urâte din viața mea, nici nu vreau să-l mai evoc. Și a plecat din teatru. V-am răspuns, da? După aceea, actorii au venit la mine. Unii mi-au pupat și mâna, să știți. Unul care mi-a spus să plec din teatru. A venit și m-a pupat pe stradă, mi-a pupat și mâna. Au scris ce mare director am fost, cum mi-am iubit. Dar atunci mi-au spus să plec. Da, domnule Săraru, eu zic că a fost... Dar a fost... nu pot să mă supăr pe niciunul. A fost minunat tot ce ați spus. Într-un fel, sunt semnale. Și o secantă în istoria unui om și biografia unui intelectual. Iată, trebuie să spun o scenă care arată ce înseamnă 40 de ani de dedublare. Un popor întreg credea acasă într-un fel și pe stradă ieșea, la tribună aplauda, acasă ducea și plângea. O dedublare generală care a născut această vărsare de ură, de mizerie, de nefericire care ne-a umplut pe toți în ultimii ani. Să știți că această dedublare e rezultatul ei. Dar eu vă dau un exemplu care s-a petrecut cu câteva zile înainte de 20. Un actor de la teatru nu-i mai ținut nimic, că era neimportant. A intrat în teatru fără să fie de față la un concurs. N-are important. Vă dau cu lucrurile că nu mi-am amintesc numele lui, dar o să mi-l amintesc. Nu era important.
a venit la mine plângând, mi-a căzut în genunchi că îi moare mama de ciroză la spitalul militar, că îi trebuie plasmă vie. I-a dat telefon acestui mare doctor care este Firică, care era directorul urgenței, și i-a dat un borcan, așa i-a zis, că nu se dă, eu nu știu, nu se merge, asta numai la urgență. S-a dus și i-a salvat mama, a venit și mi-a spus, domne, mi-ai salvat mama, domne director, vară și direct, nu mai știu, că mi-era nebunit. Peste patru zile mi-a spus să plec din teatru. Asta e, da. Este viața, de-aia am fost vii, nu pot să-l urăsc. Sunt infirm la capitolul ăsta. Ce să faci? Mai vorbiți-ne puțin despre vedetele teatrului mic. Despre vedetele teatrului mic. Au fost o trupă extraordinară, extraordinară, care a strălucit. Este și acum unii, sunt și acum acolo. Era o nebunie să vezi un spectacol în care juca Iordache, Brănuță, Seciu, Carmen Galin. Gândiți-vă, dumneavoastră, Mitică Popescu, era ceva absolut fantastic ăștia. Olga Tudoraiche. Olga Tudoraiche, Olga Tudoraiche mi-a scris când a venit să oprise un spectacol. La mână, director, sunt mai razele gamma, da? Efectul razelor gamma asupra anemonelor, da? Și spectacolul era oprit, eu cum eram năzbutios, ce, nu înțeleg de ce îl oprești, am dat 1000 telefoane, m-a lăsat. Și am dat drumul și ea mi-a pus un bilet, ăsta e cel mai frumos scrisoare pe care am dat de la o actriță sau de la un actor, o scrisoare pe care a scris așa, e bine că există, Olga. Și mi-a pus-o pe birou și a fost actor extraordinar, mare profesor, dar nu profesor, ăsta venea cu mâncarea de acasă la studenți, studenți amărâți, săraci, nenorociți, le cumpăra țigări, le ducea sandwich-uri, nu mai știa ce să cred că îi și îmbrăca pe care erau mai săraci și mai amărâți, mare profesor, mare. Dar erau, aveau loc, iar adevărat că era foarte greu să... Mai coboram la repetiții, că începeau incendii și atunci veneau regizorii și mă chemau, mă chema și Cătălina, că nu mai rezista, mai turnam apă pe ei, la propriu. Să mai sting incendiu, dar erau extraordinari, extraordinari. Și pe urmă am avut șansa unei generații tinere pe care am adus-o în teatru, eu și mă mândresc cu asta, cu Rodica Negrea, cu i-am pus să se și însoare ca să-i aduc pe unul de la Arad, că se iubeau de altfel, dar pe unul de Arad și pe unul de la Satu Mare. L-am adus pe Dinu Manolache, el e bolnav, dar este un foarte mare actor și un noblețe sufletească, asta Rodica era o minune. Știți că vreau să arată toate cele cinci scrisoare lui Eminescu? Da. Și era exact o replică la Paul de Bălănuță. Teribil tip și păcat că n-are rezonanță necesară în viața din Manolache. Mare actor. El e și un om bolnav, dar este un personaj extraordinar. El a făcut în niște țărani pe pătru și a spus, dumnezeiește, eu am înregistrat spectacolul. Îmi pare rău că spectacolul ăsta s-a jucat 9 ani cu casa închisă, 9 ani. La Iași, 1000 de oameni în picioare au aplaudat. 1000 de oameni în picioare. Și la Cluj au fost cu cordoare de poliție să jucă niște țărani. Și la Timișoara cu cordoare de poliție ca să nu mai intre în sală, că duc să dă, că erau scaune din restaurante din jur la Timișoara și au năvălit și atunci au pus cordoarele. Nu trebuia oprit. Mi-a spus acum un om politic, un om politic agrarian, surdu, că și domnule, aș vrea să reluăm spectacolul, sunt gata să refinanțez reluarea lui. Trupa există, ar fi o nebunie, cred că ar veni lumea așa acum, era cu tremurători, era zguduitor spectacol. M-a legat teribil de el, a fost adevărat, a vrut și Daneliu să facă un film după niște țărani și nu i-a ieșit și eu am fost foarte nemulțumit și el nu m-a crezut și s-a dus cu filmul și la Veneția, a dus și în America, peste tot, era un film rece, nu trăia, era foarte bine făcut, era filmat extraordinar, un operator nemaipomenit, Ghibu, dar era rece, nu era Cătălina Buzoianu, pe care o cunoaște cel mai important regizor român și trebuie să-i se acorde, dar cine să-i acorde? Trebuie să-i pui un teatru la dispoziție unei regizoare, că asta s-o lasă să lucreze cu o trupă. Noi l-am alungat pe Andrei Șerban, domnule Săraru. Hai să vă arăt o scrisoare, că v-am adus-o de dragul dumneavoastră. Dragă domnule Săraru, trebuie să vă spun că în anul 3 de facultate, Andrei Șerban a fost la Zagreb cu mine, din partea UTC-ului, era o trupă a studenților și a luat marele premiu la primul festival mondial a studenților de teatru. Andrei Șerban. Și-au rămas prieteni. După aia eram cu Teatrul Bulandra la Amsterdam și m-a chemat să văd trilogia, să juca într-un hangar la marginea Amsterdam. Eram epoca hipilor. De la spectacol m-am ales și fără batistă și fără fular. Mi-l luase în sală, dar nu conta. Era spectacolul, era interesant. Cu amatorul, cu ce a jucat el. Acum așa am plinit visul aici. Ce îmi scrie el în 86? Dragă domnule Săraru, în aprilie 15, stau cu Alexa Visarion, în Madison Square Garden și mă întreb când voi lucra la teatru mic. Fusese în țară și văzuse maestru și Margareta lui Cătălina Buzoianu cu Marde Iordache și cu Valeria Seciu și era zguduit, făcuse și el un maestru și Margareta într-o sală de sport la New York, dar ăsta era un regal și era nimeni. Când mă întreb când voi lucra iar la teatru mic, Alexa îmi transmite un mesaj simpatic, dar vag. N-am reușit. M-am dus pe țătău, am apăsat pe o grămadă de clanțe, n-am ascultat nimeni. Nu m-am înțeles. Dacă într-adevăr ceva substanțial a avut loc, vă rog, înștiințați. V-am promis că timp îmi fac.
dar nu pot lua avionul mâine doar pe vorbe. Mi-a părut tare bine că ne-am revăzut cu aceeași impresie vie pe care o aveam la Zagreb în anii debutului. Atunci. E timpul să deputez iar la Teatru Mic. Salutări, Cătăline, aștept vești. Ce se întâmplă cu Andrei Șerban? Ei sunt unul din trei, patru mari regizori ai lumii. Vrem, nu vrem, asta este. Asta e situația. Trebuie să... Ce nu l-am vrut noi? Dați-mi voi să închei. Sau să continui mai bine, ca să pot încheia. Ce se întâmplă cu un om ca ăsta? Un om ca ăsta a făcut aici trilogia, care e un spectacol fulminant, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, eu îl recunoscut pe lume. A luat Teatrul Național și l-a dus în America, în Mexic, în dracul, la unde n-a fost cu el, da? A mai făcut un spectacol, i-a luat Teatrul Național și l-a dus peste tot. A ieșit? Eu dacă aș fi avut șansa cu Teatrul Mic, cu aceste muriașe spectacole, să le duc în lume, nu era nimeni tot, dar n-am avut șansa asta. A fost o deschidere, el a avut relațiile extraordinare, recunoașterea unanimă, că Teatrul Național a câștigat fantastic. I s-a pus un avion, meritul celui care l-a pus, e toată stima și considerația mea și a tuturor, un avion la dispoziție, dar a văzut lumea că avem asemenea actori mari, pe care îi avem și la Teatrul Mic. Sigur că el nu poate să stea de dimineața până seara la Teatrul Mic, că el mai pune o operă la Londra, mai pune un spectacol, acum a pus în America, da, un spectacol, din câte știu, foarte interesant. Dacă venea în țară și mai făcea două spectacole și pleca iar cu Teatrul Național, să-l ducea la, nu o să ducă la Craiova, să zicem, care e un teatru extraordinar datorită lui Boroghina și datorită lui Purcăreț de la Teatrul Mic și al lui Ștefan Iordache de la Teatrul Mic, care au plecat și au pus acolo. Și o să ia teatru din care oricum a umblat atunci, dar să rea și acum să-l plimbe peste tot. Ce se întâmplă? E o slăbiciune pe care eu înțeleg, e o formă de patriotism pașoptist, care este uneori foarte păgubitor. Să știi, eu care am fost pașoptist toată viața mea, dar nu se mai poate. Ce se întâmplă? Să fim noi, să stăm de dimineața până seara, să... Și ne vedem între noi, ne cunoaștem între noi și ăștia suntem. Ruralism, domnule. E o formă așa de paie. Ce să... Eu n-aș da din mână, dacă aș avea un asemenea personaj. Și aș spune, cât poți să stai la București? Spune-mi trei directori ajunți extraordinari. Pune, facem un repertoriu, te chirie și du-te, domnule, fiu, dar când vii, pui două piese, ia teatru și du-le în toate. Unde putem să ducem noi Naționalul? Păi ne cunoaștem între noi, ducem la Iași, ducem la... Și e foarte bine, și eu m-am dus, că unde puteam să mă duc? Nu? Dar este foarte important lucrul ăsta. E foarte important ca numele care ne girează să aibă recunoaștere interne. Nu mai putem să dansăm între noi așa. Asta înseamnă înțelegerea. Eu nu judec niciun fel de măsuri de nicio natură. Judec faptul că un om ca Șerban e benefic pentru teatrul românesc. Maestre Săraru, singura mea întrebare este pentru fiecare om. Ce a făcut în trecut și ce face acum? Restul parole, 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 pentru ca să hamletizăm și noi. Ce ai făcut, cu asta rămâi. Rămâi cu cărțile pe care le-ai scris, rămâi cu concertele pe care le-ai dat, rămâi cu atitudinea pe care ai acum și asta e tot. Da, domnule Săraru, dar n-avem răgaz pentru asemenea dispute, nu? Ce aș vrea să mai spuneți câteva cuvinte așa despre mari oameni, despre mari scriitori pe care i-ați întâlnit, despre regizori, despre actorii teatrului. Și doamna Buzescu mi-a vorbit odată de dumneavoastră. M-a primit, când nu primea pe nimeni, în 88, mi se pare sau nu, chiar în 89, primăvara, m-a primit și mă întreba de ce nu te duci, dragă, la Național. Asta era în 88. Putea să mă întrebe. N-am mai avut să-i scriitor, n-ați vorbit de unii. Cunoscut îndeaproape pe Camil Petrescu, care m-a impresionat pentru o putere de muncă absolut fantastică și pentru o continuă frământare, pentru o continuă neliniște, pentru... A fost un nefericit continuu. Era ceva, o combustie de el extraordinară, era un infern, era tot ce se petrecea în el și era într-adevăr omul care vedea idei. Este groaznic să vezi idei și să mai și crezi în ele, atunci devine chiar cumplit. Dar a văzut idei și în perioada interbelică și atunci când a scris romanul Revoluției la 1848? N-a vrut să-l scrie. A fost forțat să-l scrie de un scriitor foarte mare astăzi. S-a zbătut să-l determine, să-l scrie. El îl debutase pe acest scriitor și el a ajuns puternic la forțat aproape să-l scrie. Așa a scris și piesa aceea nefericită, Bălcescu și romanul, care n-a izbutit și nu le prezint. Astea sunt tragediile, creatorului. Dar scriitorul care l-a determinat să-l scrie este unul foarte mare și pe care îl iubesc extraordinar și pe care l-au cunosc foarte bine, se numește Petru Dumitriu. Cred că este cel mai important român.
Trimitem peste două săptămâni la Metz o echipă de televiziune care va filma timp de două ore. Doamna Lucia Negoiță va pleca probabil de schită. L-am cunoscut îndeaproape. L-am cunoscut și când era căsătorit cu Anieti von Stahl. L-am cunoscut și când era căsătorit cu cea care i-a dat o fetiță, Luxandra. L-am cunoscut când scria cronica de familie, l-am cunoscut când scria biografiile contemporane. M-a fascinat întotdeauna un personaj extraordinar și un mare scriitor. Prezența lui în literatura română astăzi între cititori reorganizează ierarhia literară în mod categoric, să știți, în mod categoric. El ar fi avut toate șansele să ia premiul Nobel, în orice caz. În anul în care a luat Henri Böll, putea el să-l ia, dacă conjunctura era favorabilă, e mult mai mare scriitor decât Henri Böll, iar pentru literatura română e un foarte mare scriitor. E un reper, să știți, al literaturii moderne, vorbeați noastră, literatura citadină, literatura, el vedea de sud lucrurile, avea această forță extraordinară, nu știu, o mare cultură. Preda l-ați iubit? L-am iubit pentru Moromeții, m-am împăcat cu el, ne-am împăcat în ultimele trei luni dinainte de finalul lui. El a fost cel care a fost singurul vot contra la care mi-a rămâne când am luat premiul, lui a fost și mi-a spus după aia, pentru premiul Ion Creangă, pentru niște țărani, dar după aia a fost un scriitor, Radu Fea Alexandru, ne-a reîmprietenit. L-am cunoscut bine pe Barbu, care este un mare scriitor ai limbii române, și ăsta a murit, membru corespondent al Academiei. Este niște lucruri care pe mine mă frământă. Noi ar trebui să avem curajul acum și această distanță nobilă, să punem oameni la locul, când să-i punem la locul lor, dacă nu acum, când ne bucurăm de toate libertățile și când clamăm ideea că avem toate libertățile. Nu știu ce ne stânjenește în atâtea împrejurări, să fim boieri. Să fim boieri până la capăt. Stancu a fost un boier? A fost. A fost un boier. E un boier nebun, să știți. Primul premiu de dramaturgie în literatura română după război m-a dus cu Valentin Silvestru, el era directorul Teatrului Național și am zis că vrem să dăm premiul criticii teatrale și ministrul ajung de atunci m-a întrebat cine e critica teatrală. Eu cu Silvestru am rămas interzis, nu știam cine să-i explicăm critica, dacă îi vreau să-i spunem că sunt numai noi doi, era puțin mai răși cel mare, atunci mi-a așelat după pe, dar numai noi ne dusesem. Până la urmă, Stancu ne-a aprobat 10.000 de lei de la fondul literar și am dat lui Iosif Maghiu primul premiu de dramaturgie al criticii teatrale. După război era un personaj mare, puternic, autoritar, era un mare gazetar, a făcut și el compromisuri că trebuia să facă, dar apărat breasla scriitoricească extraordinar, să știți, breasla scriitoricească a fost apărat de Stancu. Iată ce se întâmplă când mă gândesc la asta, mi-amintesc de scrisoarea asta, dați-mi voi, de trei luni sunt alături de tine și îți declar, aici scris negru pe alb, de fapt pe galben, că aceste trei luni au marcat viața mea artistică. Tu m-ai trezit datorită ție, regizorul artistic din mine, se reinstalează în mine. Doresc să-ți mulțumesc. Sunt un om care mă adaptez greu, dar odată atașat de un om și de un stil de muncă, îi rămân credincios pe viață. Iarna trecută eram la podea, cum se spun boxerii. Astăzi, datorită ție, mă simt din nou pe picioarele mele. Vreau să renunț la teatru. Nu mai credeam în mine, nu mai credeam în teatru, nu mai credeam în nimic. Acum am poftă de lucru. În acest moment îți dedic ție această setă de teatru. Și m-a înjurat peste câteva luni. Albie de formă a făcut. Spuneți cine semnează? Nu spun, că e pe liber. Dar vreau să vă spun cum se construiește viața. Cum să am eu încredere într-un om ca ăsta, că acum declară nu știu ce? Cum are el încredere în el? Da. Nu vreau să vorbesc cum e lumea făcută. Este, nu are rost, vreau să vă arăt cât de colorată este lumea asta, cât de greu e de rezistat. Ce să, nu mă supăr, nu îl înțeleg. Domnul Sărăru, așa a fost, viață. Așa a fost și așa va fi. Nu, e păcat dacă va fi, dacă nu avem nicio contribuție, când nu ne mai constrânge nimic, când nu mai există o secție sau o instanță care să ne alinieze, să ne încheie la toți nasturii, care să ne tragă la toți cravata și să ne îmbrace în aceeași culoare. Acum avem dreptul să ne suportăm colorați. Diferit, așa e lumea și pe ambele maluri ale Atlanticului. Nu știu dacă e așa, e rău. Pe care visăm noi, așa este. Înseamnă că dacă e așa, așa e lumea foarte din rău. Biblie și din Rigveda. E adevărat. Dar acum ce se întâmplă? Iată, să vă spun un lucru. Vorbeam de Petru Dumitriu, că a fost un mare scriitor. Deci să știți că, sigur că așa, ăștia erau rău, și Preda, și Barbu, dar pe ăsta le recunoșteau. Deci erau atât de mari și ei încât puteau să le recunoască pe unul mai mare. Vedeți, îți trebuie o altitudine ca să poți să ai și raspinării dreaptă. De foarte multe ori,
Oamenii trebuie să un clanță, când ar trebui să apese pe clanță, să se bage de seamă că intră pe scenă. Asta e și în teatru, și în operă. Sunt intre actori pe scenă cu grămadă, dar nu se bagă de seamă că trebuie pe scenă. Bagă de seamă un singur lucru, sitele istoriei, ele. E o istorie. Ele cern, până la urmă. Încă o singură întrebare am, da, pentru că am atins două categorii pe care odată vreau să le subliniez într-o discuție de ordine sociologic. Raportul ăsta între ruralism și citadinism. Sunteți un om care credeți în civilizație citadină și sunteți reprezentantul țăranilor în literatură. Viitorul a cui este? Sigur că este viitorul citadin în toată lumea. Este limpede asta. De altfel, la noi este și o iluzie că mai sunt țărani. Sunt aia bătrâni, sunt puțini. Țăranul ăla cu icoane, de care mai vorbeam noi, țăranul ăla e greu, nu-l mai găsești. Nu, nu mai există. Acum ne întoarcem la fermier, la muncitorul pământului, pe ăla trebuie să-l sprijinim. Însă sunt lucruri care mor și care mor frumos în conștiința noastră și de care avem nevoie de prohodul lor. Eu mi-am propus să scriu Prohodul țăranului român. Aceste trei cărți sunt ca trei stări ale prohodului. Al ultima carte, Crimă pentru Pământ, e scrisă chiar după structura prohodului ăla din Viderea Mare. Eu cred însă într-un singur lucru. Cred că generațiile care sunt la 40-50 de ani acum sunt primele generații de țărani venite brutal la oraș sau aduse brutal la oraș, brutal intrate în citadinitate, ne mai trebuie până devenim citadini, aici e foarte grav, ne mai trebuie, însă, cum să vă spun, viitorul este al betonului armat, dar betonul armat dacă ar putea să fie și în conștiință și în atitudine. Și în... Vă mulțumesc din urmă, vă urez succes, numai muzică merge acum după toate mărturisirile dumneavoastră.